Don't like you, she likes everyone. And I never lie to admit that I was wrong. Bună tuturor, eu sunt Jenia și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să facem o rețetă, chifteluțe din vinete. Este prima oară când le fac. O să încerc să le fac pe felul meu, adică fără uleiuri, fără minuni din astea grasuri și nesănătoase. Și haideți să vedem ingredientele. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și la canalul de vloguri și să vă urmăriți pe Instagram. Ciao! Pentru chifteluțe avem nevoie de două vinete, care eu le-am copt în cuptor cu coajă întregi. Le-am pus într-o tavă, le-am găurit cu un cuțit, că altfel pognește așa acolo, și le-am copt aseară, deci cu o zi înainte. Și aseară le-am decojit și le-am lăsat la scurs într-o sită așa. Mai avem nevoie de o jumătate de ceapă, de un albuș de ou, pătrunjel, sare, 30 de grame de quinoa pe care am fiert-o în apă și am scurs toată apa din ea, piper negru și un cățel de usturoi. Haideți să încep. Luăm vinetele, îi tăiem cotorașul aici. După ce ne-am spălat mânuțele și le băgăm în blender împreună cu împreună cu toate ingredientele, pătrunjel, sare, ceapă, quinoa și albușul de ou. Adăugăm și piper. Ăsta este compusul care mi-a ieșit. Am uitat să vă spun că să punem și un pic de presărăm deasupra așa ca să-i dea culoare de pesmet. Acum o să punem pesmet peste ele. Le băgăm în cuptor la 180 de grade, cam 20 de minute. Chifteluțele mele sunt gata. Trebuia să le fac un pic mai mare, dar data viitoare o să le fac un pic mai mari. Sunt foarte gustoase, îmi plac la nebunie și cam atât. Nu uitați să lăsați un like!